Înainte de a începe acest video, aș vrea să fac o scurtă promovare canalului UK Relax Music. Pe acest canal veți găsi muzică de mai multe tipuri, veți găsi și muzică non-copyright pe care o puteți folosi, dar în mare parte este un canal destul de interesant care are multe compilații de muzică pentru diverse timpuri ale anului și mood-uri, să zicem așa în ghilimele. Deci dacă sunteți interesați de un astfel de canal, veți avea un link în descriere, vă veți putea abona și cu clopoțelul dacă vreți să vedeți ce muzică mai postează acest canal pe viitor. Și da, tot ce pot să vă zic este că acest canal este de o calitate destul de bună, deci puteți intra acolo pe linkul din descriere și să vă faceți și voi o părere despre acest canal și, repet, să vă abonați și să susțineți acest canal dacă vă place. Hai să trecem la video. Înainte să continuăm cu video, v-aș ruga să apăsați butonul de like pentru că durează doar câteva secunde și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu noile videouri de acest gen pe care le voi posta. Salutare prieteni și bine ați venit pe canal Tutoriale Gratuite. Astăzi, la cererea multora dintre voi, în special pe serverul de Discord, vom discuta despre noul update de la Windows 10, și anume Windows 10 versiunea 2004. Într-adevăr, foarte interesante aceste versiuni de la Windows. Ne-am întors în timp cumva în anul 2004, bineînțeles, nu are nicio legătură cu anul, dar este versiunea 2004 despre care am auzit multe lucruri bune, am auzit și lucruri mai puțin bune, dar în acest video vom instala împreună această versiune pe sistemul meu de operare, pe PC-ul meu principal, și apoi vom vedea ce este nou în această versiune și vă voi da și niște feedback legat de gameplay, de jocuri. Vom juca puțin cele mai jucate jocuri de mine și vom vedea dacă vedem vreo diferență de performanță sau dacă performanța este mai bună sau mai slabă. Deci, hai să trecem să facem acest update. Bun, deci haideți să începem să facem update-ul. Voi deschide aici search-ul, bineînțeles, și voi scrie update și voi da click pe Best Match Check for Updates. Mi se va deschide settings-ul, da, la Windows Update, și la Windows Update am aici Feature Update to Windows 10 version 2004, The Next Version, care zic ei că are mai multe feature-uri noi și îmbunătățiri legate de securitate. Când suntem gata, putem da click pe butonul Download și Install. Ce vreau să vă zic este că posibil că nu toți veți avea această secțiune la Windows Update în PC-ul vostru, pentru că nu toată lumea primește update-ul în același timp, deci va trebui să așteptați și eu vă recomand sincer să așteptați, pentru că cu cât așteptați mai mult, cu atât mai bine, noul update va fi mult mai stabil pentru voi, dacă așteptați mai mult, bineînțeles. Dar dacă voi aveți această secțiune și vreți să și faceți update-ul, puteți să o faceți. Oricum, eu în acest video o să vă dau o părere cât mai sinceră și vom încerca să vedem cât de bună este într-adevăr această versiune. Așa că voi da click pe Download and Install. În acest moment îmi apare aici Getting Things Ready, Feature Update to Windows 10 version 2004, deci se va descărca acest update, bineînțeles că îmi cere să dau un restart pentru a-l instala, voi face toată treaba asta și deoarece este pe sistemul meu real, voi da skip, bineînțeles, voi nu veți putea vedea tot acel proces, însă veți vedea imediat după ce această versiune sau acest nou update va fi instalat pe sistemul meu și vom începe să ne uităm prin noile feature-uri care s-au adăugat în această nouă versiune. Noua versiune s-a instalat în acest moment. Dacă voi scrie aici în search WinVer și voi apăsa asta Enter, veți vedea și voi aici că am ultima versiune de Windows 10, cea mai versiunea 2004, da, build-ul 19041. Așa că haideți în următoarele minute să vedem ce este nou în această versiune. În primul rând s-au făcut update-uri la Cortana. Vorbesc prima oară de Cortana pentru că nu o să stăm foarte mult aici, 100% cei mai mulți dintre voi nici nu folosiți Cortana. Ei bine, în această versiune nici nu o să mă loghez, vedeți și voi, sunt delogat și Cortana este dezactivată. Ei bine, în această versiune s-au făcut câteva update-uri legate de modul în care se folosește Cortana. Din câte am înțeles, ceva update-uri de productivitate, în sensul că sunt mai ușor de rulat anumite comenzi, dar ce să vă zic, eu nu folosesc Cortana. Și alte chestii pe care poate ați vrea să le știți, Microsoft scoate Cortana de pe Android și iOS. De asemenea, de pe versiuni de Windows care și-au pierdut suportul, de exemplu versiuni mai vechi. De asemenea, în noul update de la Windows 10, Microsoft vine cu o nouă versiune pentru feature-ul care îți dea voie să folosești o distribuție de Linux direct din Windows. O să vă las acest link în descriere pentru cei interesați. Aici este un întreg tutorial de la Microsoft în care vă arată cum să instalați acea distribuție, cum să instalați programele de care aveți nevoie, cum puteți să activați feature-urile de care aveți nevoie în Windows pentru a folosi și, bineînțeles, executa comenzi direct în terminal, bineînțeles, direct din Windows 10, ceea ce este destul de interesant pentru cei care vor să folosească Linux pe Windows 10. Deci, repet, dacă sunteți interesați, veți avea acolo mai jos un link în descriere către acest articol, dar este de reținut neapărat că trebuie să aveți Windows 10 versiunea 2004 pentru a instala această ultimă versiune pentru Windows Subsystem for Linux.
surprinzător sau nu, la versiunea asta nouă de Windows 10 avem update-uri și la Notepad și acum puteți vedea mai multe detalii despre textul pe care îl folosiți în Notepad, de exemplu câte linii, câte coloane avem. De asemenea, la Control F, practic funcția de căutare, avem mai multe funcții, Match Case, Wrap Around. Nu știu câți dintre voi le folosiți, dar eu vă arăt cam ce este nou, asta nu este o problemă. De asemenea, dacă, de exemplu, selectăm un text, da, și apăsăm Ctrl F, ne caută direct cuvântul sau textul pe care noi l-am selectat în mod direct. De asemenea, aici în title bar, vedeți această steluță, ne semnalează practic că documentul nostru nu este salvat. Și după cum vedeți aici, avem UTF-8. Acest UTF-8 reprezintă un nou sistem de encoding care este în Notepad acum și, de exemplu, dacă copiați text de pe internet sau de pe anumite site-uri și îl salvați într-un Notepad, veți observa că va fi o compatibilitate mult mai bună. Poate știți și voi în momentul în care luați texte din altă parte și le băgați în Notepad și apoi salvați, va apărea un mic avertisment și apoi când intrați în Notepad vedeți anumite caractere care erau înlocuite cu semnul întrebării sau alte caractere mai ciudate. Și bineînțeles avem de asemenea abilitatea de a da zoom pe textul din Notepad fără probleme cu tasta control apăsată și scroll de la mouse și bineînțeles zoomul acesta nu afectează absolut deloc fontul. Da, uite, suntem pe fontul 11, dăm zoom și fontul rămâne absolut la fel. Update-uri noi, bineînțeles, și la Windows Search. La Windows Search suntem deja obișnuiți, Microsoft a adus update-uri în fiecare versiune pentru Windows Search. O să vorbim despre acest search din Explorer, pentru că aici sunt cele mai multe chestii noi. De exemplu, o să caut ceva, tutoriale sau tutorii, vedeți că am scris tutorii și avem acum o grămadă de sugestii, da? Chestia asta este nouă, avem sugestii cu documente sau fișiere care au nume aceste litere pe care le-am introdus aici în search. Timp când te-am înțeles, acum search-ul acesta din Explorer este oare cum asemănător sau merge pe aceeași idee cu search-ul acesta din Windows și de asemenea când cauți ceva aici în Windows Explorer, dacă folosiți OneDrive, asta va fi foarte util, e bine, puteți căuta fișiere și din OneDrive în mod direct folosind search-ul acesta din Explorer. Legat de search, Microsoft a făcut și niște update-uri legate de resursele folosite și de energie și anume, în special pe laptopuri, search-ul acesta nu va mai indexa în mod automat search-uri sau fișiere dacă laptopul este descărcat sau dacă are un anumit nivel de baterie, care bineînțeles se poate seta din setări, ceea ce este foarte bine. Microsoft încearcă pe cât posibil să reducă consumul de resurse pentru aceste feature-uri noi, ceea ce nu poate să fie decât un lucru foarte, foarte bun. Update-uri s-au făcut și la Windows Sandbox. Pentru cei care vă amintiți, Windows Sandbox este un fel de mașină virtuală, dar direct din Windows 10, un feature din Windows 10, pe care îl puteți activa foarte ușor dacă scrieți aici Features și Turn Windows Features On or Off, mergeți mai jos și selectați Windows Sandbox, se va resalta sistemul, se instalează puțin niște chestii și apoi veți avea, dacă căutați, bineînțeles, Windows Sandbox în search. Însă, după cum vedeți și voi, sunt niște probleme, cel puțin la mine, primesc această eroare, am încercat de câteva ori deja să deschid Windows Sandbox, de mai multe ori am primit această eroare, deci îmi spune că nu poate să pornească programul, nu știu exact de ce, o să încerc să mă documentez în legătură cu această eroare, dar cel puțin la mine nu funcționează cum trebuie. Dar ca idee, update-uri noi ar fi că se poate porni sau opri placa video în Windows Sandbox, se poate porni sau opri internetul, asta e foarte util, mai ales pentru noi care mai testăm virus, și de asemenea acum Windows Sandbox suportă și microfoane, deci se poate folosi și microfonul pe Windows Sandbox mai nou. S-au făcut câteva update-uri și în Task Manager, se afișează acum mai multe detalii legate de component, de exemplu ce tip de disc ai, HDD sau SSD, se afișează și temperatura, dar dacă nu mă înșel, ăsta era un feature care a fost și în ultima versiune de Windows 10, deci asta n-ar fi neapărat ceva nou, dar vedeți și voi mai multe detalii, mai multe informații, care pentru tech geeks în ghilimele ar fi foarte, foarte interesante și vor fi foarte interesante. Deci, per total, o idee bună, se afișează mai multe detalii, ar fi interesant dacă ar adăuga și funcția de a vedea temperatura procesorului direct din Task Manager, n-ar mai fi nevoie de alte programe adiționale, dar bineînțeles acum este decizia Microsoft, noi putem totuși să sugerăm aceste lucruri și eu sincer aș sugera chestia asta, pentru mine cel puțin ar fi ceva destul de interesant să se introducă și temperatura sau să se afișeze temperatura și în Task Manager la procesor, bineînțeles. În settings s-au făcut multe update-uri și la Ease of Access, și anume magnifierul, narratorul, au primit numeroase actualizări și numeroase funcții noi. Nu o să trec printre ele și nu o să vorbesc despre fiecare în parte, deși am aici o listă pentru că aceste informații le iau de pe site-ul Microsoft, dar pentru mine cel puțin nu e foarte interesant. Eu nu folosesc narratorul, foarte rar am folosit magnifierul. Poate ceva interesant ar fi aici la text cursor, pentru că s-au adăugat această chestie Use Text Cursor Indicator și anume puteți să activați această funcție și vedeți și voi aveți un fel de indicator mai interesant pentru text. Asta nu știu dacă e neapărat utilă, dar poate fi ceva de design pentru cei interesați.
S-au făcut de asemenea numeroase actualizări legate de securitate, de logarea în Windows, care sincer nu sunt neapărat foarte interesante, dar cu siguranță sporesc securitatea în Windows. De asemenea, la Apps and Features și aici, dacă dați click pe Optional Features, veți observa că iarăși ca în ultima versiune s-au mai făcut update-uri aici. Dacă dați click pe Add a Feature, veți avea aici multiple feature-uri pe care le puteți adăuga în Windows 10. Bineînțeles, nu sunt chestii foarte interesante pentru utilizatorii de rând, sunt mai mult chestii care ar putea interesa pe anumite persoane un pic mai tehnice, să zicem, dar ca idee se poate sorta după nume și download site, se pot selecta numeroase feature-uri în același timp și se instaleze, bineînțeles, deci eu zic că asta este ok. Un update foarte interesant ar fi la Windows Update de această dată. Dacă mergeți la Windows Update și apoi la Advanced Options, dacă aici veți merge un pic mai jos la Delivery Optimization și apoi la Advanced Options, e un pic mai interesant de ajuns în aceste setări, dar aici la Advanced Options avem Download Settings. Ei bine, acum se poate seta cât să îți folosească Windows Update din internet în momentul în care își face update, pentru că am auzit foarte, foarte multe persoane și în comentarii că s-au plâns de multe ori de un internet foarte slab sau de un internet care pur și simplu era neutilizabil în momentul în care Windows-ul își făcea update. E bine, acum puteți seta cât să folosească din bandwidth Windows Update pentru a-și face update-urile și în plus față de ultimele versiuni unde puteați selecta cât la sută să folosească, e bine, acum se poate seta în megabits, ceea ce e foarte interesant, puteți seta direct în megabits cât să folosească Windows Update din bandwidth. De asemenea, dacă vom scrie reset și reset this PC, vom avea mai multe opțiuni. Vom selecta aici keep my files pentru că așa am vrea să ne resetăm PC-ul, dar veți vedea aici că ceva nou. How would you like to reinstall Windows? Avem local reinstall, adică să reinstaleze Windows-ul de pe acest device, adică să refolosească fișierele importante ale Windows-ului și să reinstaleze Windows-ul, bineînțeles fără programe și drivere, dar mai este o opțiune cloud download. Asta eu zic că ar fi cea mai recomandată pentru că acest setup automat va descărca ultima versiune de Windows 10 de pe site-ul oficial Microsoft, bineînțeles, și va reinstala Windows-ul. În acest fel, reset-ul va fi mult, mult mai sigur și cu siguranță că sistemul va fi fără absolut nicio problemă, pentru că dacă în Windows-ul nostru există deja probleme, virusi infiltrați, poate fișiere importante ale sistemului corupte și așa mai departe, dacă vom folosi un local reinstall, s-ar putea să avem anumite probleme, dar cloud download-ul, eu zic, este cel mai ok. Pe partea de notificări s-au făcut și aici câteva update-uri destul de interesante și anume în momentul în care veți introduce un nou device sau veți atașa un nou device PC-ului vostru sau prin Bluetooth, veți primi o notificare mult mai intuitivă aici în partea de jos a Windows-ului, veți avea opțiunea de a conecta device-ul respectiv sau de a ignora, deci e ceva foarte interesant, ceva ce cu siguranță veți observa dacă aveți această nouă versiune de Windows 10. Legat de network sau de internet, s-au făcut niște update-uri aici la network status în settings, niște chestii destul de interesante și anume îți arată, de exemplu, în ultimele 30 de zile cât internet ai folosit. Vedeți și voi, în cazul meu, am folosit 666,48 de giga în ultimele 30 de zile, ceea ce este destul de mult, aș putea spune, nu știu exact cum am reușit să folosesc chiar atât, oricum, am folosit destul de mult, asta e clar, și dacă dați click pe data usage, veți vedea aici mai multe chestii interesante și anume ce a folosit din internet. Asta e foarte util pentru, de exemplu, dacă folosiți pe laptopuri sau dacă v-ați conectat poate pe date, să zicem, nu știu, și vreți să vedeți de statistici despre programele care au folosit internet. Și bineînțeles, cred că aici este vorba și de download și de upload în paralel, pentru că nu cred eu că am descărcat, doar am descărcat 500 de giga de pe Chrome. Cu siguranță că e vorba și de upload, vedeți și voi Discord-ul 76 de giga, OBS-ul iarăși, Zoom-ul, na, pentru că s-au făcut cursuri, s-au ținut examene pe Zoom și așa mai departe, la facultate vorbesc. De asemenea, aveți posibilitatea de a da Enter Limit, Data Limit, și puteți pune o limită de mega sau de giga, da, în o anumită lună sau one time sau unlimited, da, ceea ce e destul de interesant, aș putea zice. Și o ultimă schimbare așa mai interesantă, să zicem în ghilimele, din vechiul control panel s-a adus noul settings, da? Cursor Speed, care este echivalentul DPI-ului. Știu că nu e foarte interesant, cu siguranță nimeni nu folosește chestia asta pentru că toți avem un mouse poate de gaming, folosim aplicația mouse-ului pentru a seta DPI-ul sau folosim butonul special de DPI pentru a seta DPI-ul, dar e bine, asta e adăugat în Windows, nu știu cât de util va fi pentru cei mai mulți dintre voi, dar asta s-a adăugat.
Pe partea de gaming, ce am apucat să testez în mare parte a fost jocul pe care eu îl joc cel mai mult în momentul de față, și anume FIFA 20. Am jucat, bineînțeles, mai multe meciuri, am jucat și online, am jucat și offline. Eu v-am lăsat acum pe ecran niște secvențe, dar nu sunt așa de importante. Ideea este că nu observ neapărat o diferență legată de performanța jocului sau altceva de genul acesta. E bine, FIFA, într-adevăr, este un joc care folosește mult din resursele PC-ului, însă nu am văzut neapărat o diferență, ceea ce este foarte bine și probabil să fie chiar un bun tățire, dar nu este ceva neapărat vizibil pentru mine, care totuși nu am un PC chiar așa rău, e un PC decent. Poate pentru voi, cei care aveți PC-uri mai slăbuțe, este foarte posibil să vedeți diferențe în performanță, poate să vi se miște jocurile mai bine pe această versiune, pentru că v-am zis, în special Microsoft s-a concentrat pe a face această nouă versiune cât mai resource friendly, adică să nu se folosească nici prea multă energie, nici prea multe resurse. În concluzie, eu v-aș zice că această nouă versiune merită instalată, de ce nu, dacă primiți acolo în settings această versiune, eu aș zice că merită instalată pentru că este destul de stabilă și este destul de bună, mai ales cu noile feature-uri pe care le are. Deci cam acesta este Windows 10 versiunea 2004. Vreau să aud neapărat în rubrica de comentarii părerea voastră despre această versiune, dacă ați instalat-o și voi sau dacă ați testat-o pe un laptop sau pe un PC. Vreau să știu dacă pentru voi a fost o diferență de performanță, în special în gameplay, în jocuri și așa mai departe. Deci dacă v-a plăcut acest episod și dacă vreți să mai facem astfel de videouri, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu următoarele videouri de acest gen pe care le voi posta, bineînțeles. Eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial, tutoriale gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!